Dar n-a fost revoluție. Nu? Nu. A fost lovitura de stat. Treceau o jumătate de oră, mai picau trei în jos din sute de persoane. Acum am înțeles, da? Asta a fost revoluția. Îi lua pe o parte pe securiști, îi băga la poliție și îi scotea pe partea altă. Îi vedea iar pe o oră. Asta a fost singura revoluție. Ne-a tras în noi? Știm. Știți? A zis Iliescu, v-ați împușcat între voi ca proștii. Aia, noi între noi, să spună, eu am tras în fratele meu. Eu știu ce. M-a făcut Cain cu Abel. Am pus și pe 21 și am pus toate zilele respectiv. Cum a fost în noaptea aceea? Noaptea a fost dezastru. Dezastru. Dezastru e puțin spus. Dar am trecut și peste ele. Au murit oameni și nevinovați. Mulți au murit nevinovați. Nici nu știu eu ce caută pe acolo și au fost împușcați. Ce s-a întâmplat pe data de 21 seara, începând de la orele 3 până pe la 1 când a început să tragă după noi. Baricada de la Inter. După care eu am reușit să pe partea aia să ajung în ambasada americană. Că dacă n-ajungeam în ambasada americană, puteam să fiu mort. Mare lucru nu s-a realizat, asta nu e democrație, e un fel de halboș-balboș, ca să zic așa. Nu vedeți ce în parlamentul țării? Mai mare rușine ca asta nu există. Nu există cu acești indivizi. Tineri, ce caută acolo? Ce? Dacă vrea să-și exprime părerea, să-și exprime corect și omenește și cu bun simț, cu demnitate. Nu asta, e balamut, e mahala. Unitatea tuturor oamenilor.